Salut, am venit în sfârșit aici la locație. Ne-am adunat să filmăm vlogul Q&A. Uite că a venit și Fox. Foarte multe întrebări în secțiunea de comentarii de pe YouTube și în privat pe Instagram, așa că m-am gândit să fac un Q&A ca să vă răspund la unele dintre ele. Deci, să începem. Sper să vă placă. Prima întrebare de la Feri Prim. Mă dai și pe mine vecine cu pisica ta? Normal, frate, dar gen să mă prind jurată pe acasă, că nu prea stau. De la Sasuke Kun. Unde mergi vinerea asta? La Petrom sau la Băneasa? Mă place de obicei, merg mai mult la Petrom, că e mai aproape de unde locuiesc eu. Dar dacă e poliție, probabil o să trec și pe la Băneasa, nu știu, poate merg și prin oraș, pe la Constituție. În mare parte depinde unde e poliție. De la Dănuț07, câți cai avea ursul și câți cai are pisica? Ursul avea 170 de cai, pisica habar nu. E un mister ce e aici. De la Petre Cătălin 98, ești supărat pe Fox? Nu, frate, nu sunt supărat pe tine. Itica Tino, e greu să ai mașină de dailies pentru tine? Nu, greu nu e, dar trebuie să fii mai atent la poliție, facem un zgomot, nu e făcută să meargă în trafic, adică chestiile obișnuite. David Mario 11, câți ani ai? 23. Dănuț 15009, cum dai burnout? Am încercat să învăț și mi-am luat ambreiajul la E46. Da. Prima oară, vagina întâia, apeși pe ambreiaj, accelerezi până în, nu știu, depinde ce motor ai, dar dacă e motor mic, dai și tu până limitare, sari repede de pe ambreiaj, apeși pe frână și ăla-i bărnă, o să vezi cum în spate, îți dai tu seama când a început. Mihai Pum Nicolae 5667, te dai? Mereu. E întrebare foarte grea. Mereu. Androsabil, nu trebuia să vinzi ursul? Mă, frate, știu, îmi pare foarte rău că l-am vândut. Dacă se hotărăște băiatul căruia l-am dat să-l vândă, o să-l cumpăr înapoi, dar asta a fost. Am avut niște probleme și aveam nevoie de bani. Tot de la Andru Sabir, cum ai învățat drift? Cum să-ți explic? Era mai mic. Stăteam într-o zi cu bicicleta pe afară pe șuzeaua ghitului și după unul mai gras, așa mai negru, cam atât de înălțime, îi se zice țoi în cartier la noi. Și-l văd că vine el așa cu pisica. Vine el așa cu pisica, se duce aproape de o bordură. După nu știu ce a făcut, s-a dus iar așa aproape de cealaltă bordură. A intrat pe străduțe și eu a rămas așa, mă uitam. Până mai n-am murit ăsta cu aia. Și atunci, nu știu, m-am hotărât să fac și eu chestii de gen. De la Marius Cun. Cine te-a învățat drifturi? Am înțeles că șeful Cunta. Bă. Da, da. Ai făcut tachine pe iubi. De la 23 Ionuț MHH. Lasă-mă să te filmez cu S10 Plus. Se pișe pe GoPro. Te pup, bro. Bă, frate, eu te las chiar. Dar nu filmez cu GoPro, filmez cu iPhone XS Max. Deci, nu știu. Cred că al meu e mai bun. De la 04 Miu. De unde a apărut această pasiune pentru drift? Ce te-a inspirat să faci toate acestea? Prima cred că a fost de la țoi, când l-ai văzut. Da, prima dată că l-am văzut pe ăla și mă uitam cum pula mea n-a murit. Și a doua, nu știu, mereu mi-a plăcut mașinile de când eram mic. Probabil asta. Și că nu sunt sănătos. De la Alex A. Cătă. Câți bani ai băgat în E36 și ce motor avea E30? În E36-ul ăsta cred că am băgat vreo 10 sau 15 milioane. Cam așa. Iar E30-ul, cum am mai spus, avea 2.5. M20 pe 25. De la Radu Andrew 4. Vei face vreodată colab cu Radu ANT? Caută-l pe YouTube. Noi l-am căutat. L-am căutat. Din ce am văzut, are canal de gaming cu Fortnite. Eu nu prea mă joc Fortnite. Nu mă atrage. Dar nu știu. Să vedem, dacă se hotărăște vreodată să joace ceva cu mașini sau vrea să fie speriat, n-am ce
de la Moise Pentelei 10. Tu ai făcut liderul la clandestin. Nu. Nu. De la Pavel Marin 13. Cum ai devenit prieten cu Albert? Abi. Păi eram odată în autogara aici la noi Chitila și a venit el. Și nu știu, mi s-a părut un băiat ok, îi place lui mașinile. Aveam chestii comune și am zis, dar ce să nu fim prieteni? Deci dacă îți plac mașinile, automat ești prieten cu tine. Ești fratele meu. De la Georgiana Adina Amu, cred că l-am zis bine. Așa, câți bani faci din YouTube? De la Luca.Bălașa, cum ai învățat să faci drift? Am răspuns și mai devreme, am fost un idiot și m-am gândit să fiu și eu la fel de idiot ca el. De la Alexandru cu Mihai 12, ce modificări o să aduci? Păi depinde la ce te referi, frate. Dacă te referi la mașină, urmează să fie revopsită integrală, urmează un turbo, geantele vopsite, se pun un portbagaj normal pe la nedezgustă. Și, nu știu, un roll cage ca să nu mor, probabil niște scaune scoici ca să stau și în mașină să nu zbor pe nu și pe geamă. Și dacă te referi la canal, să deveni numărul 1 în România, jos cu Dorian. Așa, de la Marius Adrian 236, un 3-0 pe pisică când pune. Că se sparge furia asta. Tase 234, o să faci scump taxi cu abonați. Ce înseamnă scump taxi? Nu cred că să-i iei și să-i duci undeva, să te plic cu eu. Depinde, dacă ai peste 18 ani, da. Dacă n-ai, nu vreau să am probleme cu părinții tăi, că iau câte arată la cu mașina, că... Deci... Nu dorim să complicăm. Da, vreau să-mi țin viața simplă, o să nu mai gândesc. De la Dani Moto, vei face și alte tipuri de content pe YouTube, gen non-cars related? Da. O să fac challenge-uri. Challenge-uri. Așa. O să fac, nu știu, vreau să mă apuc de vlog, gen să-mi filmez viața de zi cu zi. Da, o mare parte da. Lexus.x, ce mașină ai învățat să te dai? Un E92 2.0 benzină din 2009. M-Sport. Alex.dat 2000. Te-ai gândit vreodată să-ți iei un Japan car care să te dai? Mă, frate, chiar m-am gândit. Săptămâna trecută am căutat un Nissan 350Z. Dacă merge bine treaba asta cu YouTube și o să fac niște bani, da, Nissan 350Z. Alex Pitac, cum ai învățat să faci drifturi? Păi, m-am gândit cum pot să arunc cu 10.000 pe geam. Hai să mă învârc cu E92, o să-l strig. 10.000 de euro. De la Fininsta, Andrei Mihai 08. Îți pare rău de urs? Da. Am coșmarul noaptele ca asta. Claudiu.ix. Prima întrebare. O să mai treci pe la Petrom? Da, trec zilnic pe acolo și mai devreme. Și cu vlogul o să fim și mai des. Da, o să fim și mai des. Probabil o să filmez în fiecare vineri acolo. Întrebarea numărul 2. Planul de viitor cu pisica. De că le-ai zis. Da, zis mai devreme. Turbo, revopsită, roll cage, scaune. Să o facem frumos. Și a treia întrebare, dacă o să vinzi E36, iei un E30? Mă, frate, eu n-aș vrea să iau alt E30 în afară de ăla pe care l-am avut eu, pentru că nu cred că aș mai găsi în starea care a fost ăla. Deci, aș regreta. Dacă îl găsesc pe ăla iar la vânzare, îl cumpăr, nu se pune problemă. De la Tony Edu, este o întrebare complicată. Ce părere ai, Fox? Cum crezi că pot să mă las de cazul meu? Păi, urmează exemplul ăsta. Păi, bă, Tony, e destul de simplu. Prima dată, îți chemi un tovarăș. Al doilea, îi dai telefonul, îi dai cheile la mașină, îi dai banii. Da, și te rog să-l cauți, că nu știu de-a pe acum. De la 9-9-9 Alex, nu este întrebare, este afirmație, ești forță, băi. Te pup. De la Adi Wezi,
De unde până unde porecla Fox? Păi pe mine mă cheamă Vulpe. Am fost plecat în Anglia 2 ani și Vulpe în engleză, Fox, patin. De la David Gheorghe, mai vii, vine. Unde? La munte, la mare. Dar probabil cred că Petru. O să mergem la Petru, nu știu. Bă, da. De la Mariana Castres, care ar fi următoarea mașină de dat? Dacă nu ai în plan să schimbi pisica, așa retoric. Nissan 350Z. De la Manu Stoica, care a fost prima ta mașină? Un Peugeot 206, nu, de fapt prima mea mașină a fost un Golf 2. Dar mi l-au furat unii, încă le mulțumesc pentru că probabil nu mai făceam discurs. Deci, practic, nu, de fapt teoretic, un Peugeot 206, o să pun o poză cu el. De la Nicolas Eddy. Crezi că ar fi mașina perfectă? Care crezi că ar fi mașina perfectă pentru drift? De la Bologanu Robert. Vii la muncă în locul meu. Nu. De la Mihai MMHL. De cât timp te dai și cât urci ai avut până acum? Mă dau cu mașina de... de 3 ani. Și urși am avut unul singur. Decât 10 cazane, mai bine o mașină bună și rămâne acolo. De la David Gheorghe, o să te lași de YouTube? Nu, abia m-am bucat. Am grijă să nu se lasă de YouTube. De la George Sâge, 36. Am multe întrebări pentru E36, dar una dintre ele este, câți urși ai avut? Unu, dar gen asta face parte din întrebările pentru E36? Da. Ah, ok. Aici da. Am înțeles. VLS 1337. De când ai pasiunea pentru mașini? De când eram mic. De când mă știu, gen, aveam mașini. Ca orice copil. Și barbun. Da, aveam și eu când. Ștefan.29. Ai schimbat ambreiajul la pisică până acum? Nu și nu l-am, adică l-am schimbat la urs, dar pentru că am vrut eu. Și când l-am dat jos am descoperit că e nou, deci cum am aruncat o milion de problema. Așa. De la Caraian Iosif 10. Când o să faci un vlog la Petrom? Sper că... Asta e cam greu, frate, depinde, pentru că în afară de vineri nu prea se întâmplă nimic acolo. Deci nu prea am de ce să mă filmesc acolo. Nu? Da, plus că deja se strânge foarte multă lume și nu e loc. Da, ceea ce vrei să fac loc. Da, deloc se face. De la Alex Daniel 145. De unde vine numele Fox? Deja am răspuns. Mă cheamă Vulpe, am fost în Anglia 2 ani. Vulpe în engleză e Fox. Tara. De la Daniela Petre. Când vii să o iei pe Petre? În cât timp terminăm de filmat? 15 minute. David Pentelei, sunt șanse să mă faci o tură când faci drift? Din nou, dacă ai peste 18 ani, da. Dacă nu, nu vreau să am probleme cu părinții tăi, nu vreau să-mi complic viața. Deci, dacă ai peste 18 ani, cu cea mai mare plăcere. Luca 911. Vii vineri la Petrom? Da. Dacă nu e poliție, da. Adi Cosmin, de unde e pasiunea pentru drift? Am mai zis, am văzut un om mic, negru și gras, cam atât. Cred că e dat patru caracteristici diferite de fiecare dată. La ce vârstă, de la George Alexandru, la ce vârstă ai învățat să faci drift? Gen, cum trebuie sau ca toți ceilalți? Cred că când te-ai apucat de drift, la ce vârstă ai învățat să faci? M-am apucat la 9 ani, dar am început să mă prind eu cum stă treaba pe la 20. M.E. Cătălina, le mai dai multă clasă tuturor? Întrebare capcană. Dacă zic
da, o să par arogant și pițos, dar dacă zic nu, o să fii puțin modest. Da. Da, nu știu, mă risc, da. De la Valentin Tutu, are blocant sau sudat pisica? Pisica are blocantul sau avea sudat. De la Andrei 16, o să faci și vloguri fără drift? Da, vreau să încerc să fac daily vlog, dar e cam greu. O să fac ceva. Cam asta a fost întrebările, asta a fost ceva.